În seara zilei de 14 noiembrie anul curent, polițiști din cadrul Poliției orașului Turceni au fost sesizați prin apelul 112 de un tânăr de 16 ani din comuna Brănești, cu privire la faptul că în timp ce se deplasa pe DJ 662 în calitate de pieton, a fost victima unui accident de circulație, iar conducătorul autoturismului care l-a acroșat a părăsit locul accidentului. Cu ocazia cercetărilor efectuate de polițiști, a fost identificat un bărbat de 68 de ani din municipiul București, care locuia fără forme legale pe raza comunei Brănești, stabilindu-se faptul că acesta, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 662 Pârâu, nu a păstrat distanța laterală de siguranță suficientă pentru evitarea oricărui pericol față de pietonul care se deplasa în aceeași direcție de mers pe marginea părții carosabile, acroșându-l cu oglinda laterală dreaptă. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea pietonului, acesta prezentându-se la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0,94 mg per litru alcool în aerul expirat, acesta fiind condus la spital în vederea recoltării de probe biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. Pe numele șoferului a fost întocmit un dosar penal și continuă cercetările în acest caz.